Amabil, ne puteți spune ce efect a avut asupra vieții dumneavoastră personale acest accident rutier în care ați fost implicat? Din un foarte sănătos care eram eu, făceam atletism, schi, drumeție montană, mă ocupam de copii la Cercetașii României, eram comandant de unitate, turism montan, atletism făceam, aveam firmă, aveam persoană care aveam copil, am fost și părăsit și pierdută firma și pagube, am și proteză, sunt sub tratament, nu pot să mai alerg, nu pot să mai schiez, nu pot să mă căsătoresc pentru că nu e nimeni, o persoană cu copil și accidentat foarte grav. Nu găsesc o oportunitate să mă descurc cu viața. Îmi pică părul de atâta stres, câtă suferință am. Mă stresez ba cu o persoană, ba cu alta, fiindcă nu am capacitatea să mai fiu tare ca înainte, să mențin echilibru psihic. Ce s-a întâmplat de fapt? S-a deschis o ușă și mergeam regulamentar, deși se spune altceva. Martorii au spus că eram regulamentar. S-a deschis o ușă. Mergeați cu bicicletă. Am fost lovit dintr-o parte, mi-a fost îndoită bicicleta, cadru, o calotă, un spațiu în cadru. Am fost aruncat în fața unei mașini care m-a lovit. Inculpatul spune că m-a și călcat, dar mi-a fost pus de martor, fiindcă cel care m-a lovit cu ușa, adică inculpatul, a fost cel care a produs acest efect, această situație. Acum sunt sub tratament medical, voi fi toată viața sub tratament medical. Când s-a întâmplat evenimentul? 9 octombrie 2007. Asta o știu, am probleme cu memoria, dar țin minte fiindcă tot exersez aceste informații, mai ales la proces de atâția ani. Se putea evita acel accident? Adică persoana care a deschis ușa spunea că ar fi fost distant, era ușa deschisă? Venea mașina din spatele meu, probabil a fost atentă la mașina care avea din spatele meu și nu s-a uitat că eu, care eram mai subțire, veneam și eu. Nu am fost atent.